Vă invit să deschideți Cartea lui Dumnezeu, Evanghelia după Matei, capitolul 20. O să citim începând cu versetul 20. Matei 20 cu 20. Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și i s-a închinat vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o: ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Drept răspuns, Iisus a zis: nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, i-au zis ei. Și el le-a răspuns: este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu. Dar a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Cei 10, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Iisus i-a chemat și le-a zis: știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mai mare între voi să fie slujitorul vostru. Și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi să vă fie rob. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Amin. M-am gândit că ar fi bine în seara asta să vă aduc aminte de câteva aspecte pe care Biblia le menționează în legătură cu slujirea. Unul dintre primele lucruri care ne sară în ochi citind textul acesta este faptul că întotdeauna părinții vor să-și promoveze copiii, soțiile vor să-și promoveze soții și oricare vrea să-și promoveze pe cei din familia lui. Observați, vă rog, că Domnul Iisus nu a apreciat această tendință. Și El a spus un principiu care rămâne valabil peste veacuri: nu depinde de mine, ci există o predestinare pentru slujire. V-ați gândit vreodată, atunci când avem un vot, că există o predestinare pentru slujire? Ce șanse avem noi să identificăm pe cei care au fost de Dumnezeu chemați, iar noi să confirmăm chemarea lor? Știți ce este un vot? Este confirmarea chemării pe care Dumnezeu a făcut-o unora dintre noi. Atât. Suntem chemați să confirmăm o chemare prezentă. Nu noi chemăm. Noi ar trebui să confirmăm, fiind la pas cu Dumnezeu care cheamă. Vă întreb, noi care votăm, putem să dăm abilități acelor oameni? Putem să le dăm echilibru? Putem să le dăm înțelepciune? Putem să inspirăm? Putem să-i facem noi disponibili? Putem noi să-i ajutăm după cum am avea nevoie ca ei să slujească? Nu, nu putem. Noi avem doar așteptări. Cine poate să inspire? Cine poate să-i maturizeze? Cine poate să le dea răbdarea și înțelepciunea necesară de a se integra împreună cu alții alături de care slujesc? Domnul. Înseamnă că Domnul cheamă, nu noi. Noi ar trebui să confirmăm chemarea pe care Dumnezeu o face. Observați, mama aceasta a venit și a spus: doi am, dar pe amândoi vreau acolo. Și Domnul a spus: nu-i bine. Care mamă de aici nu s-ar bucura să-și vadă băiatul predicând sau fata cântând solo, ieșind în evidență printr-o slujire? Este o satisfacție omenească, normală. Dar aici este o biserică a lui Dumnezeu care trebuie să treacă dincolo de satisfacția unei mame sau a unui tată. Un om este important pentru Dumnezeu, dar o biserică e mai importantă pentru Dumnezeu. Atunci când avem o înțelegere biblică a lucrurilor, vom proceda biblic. Chiar dacă în spatele minții noastre sunt și tendințe omenești, lucrarea lui Dumnezeu trebuie făcută într-o manieră duhovnicească, frați și surori. Scriptura ne spune că El a dat pe unii. Vă întreb,
Care sunt ăia unii pentru 2019-2023? Care sunt ăia unii? Ce posibilități avem noi să identificăm chemarea lui Dumnezeu cu privire la acești bărbați? Gândiți-vă că, referindu-ne la comitet, această echipă mai mare care conduce biserica, ea e formată din două consilii, unul spiritual și acolo sunt oameni, dintre oamenii ordinați, și e un consiliu administrativ și acolo sunt oameni neordinați. Gândiți-vă că între oamenii neordinați trebuie să fie un casier și un asistent. Oamenii aceștia nu-i suficient să fie pocăiți, pocăiți trebuie să fim toți. Omul acesta trebuie să știe să lucreze pe computer și să folosească un program contabil, financiar. Pentru că la nivelul acesta poți să ții evidența la 2-3 milioane, atât cât se strângem casieria Bisericii Betania. Dacă nu știe să facă lucrul acesta, degeaba-i băiatul meu sau băiatul dumitale. Gândiți-vă că e nevoie de un secretar care să vină la 8 jumate și la 5 jumate. Gândiți-vă că e nevoie de un administrator care să aibă abilități în meserii și nu numai abilități, dar și timp să le folosească. Și fiecare dintre ei trebuie să aibă un ajutor. Gândiți-vă că orice se strică trebuie reparat de cei doi administratori sau câți vor fi. Gândiți-vă la aceste lucruri, fraților, pentru că noi alegem oamenii ăștia nu ca să conducă, ci ca să slujească. Că în biserică forma de a conduce este să slujești, este să vii primul și să pleci ultimul, este să-ți faci timp și să vii cum necum să slujești. Că dacă se strică, cine să repare? Primul este persoana care a fost aleasă de biserică. Atunci când va veni vremea să alegem, să vă gândiți la aceste lucruri, că noi de oameni ăștia vom fi slujiți. Și oamenii aceștia vor sluji în departamentele, în zona de slujire, unde ei vor fi așezați. Priviți, vă rog, că Domnul vorbește despre o predestinare. Nu în problema mântuirii, ci în problema slujirii. La ce ar fi de folos să alegem pe cineva pentru un departament, pentru o slujire, dacă el nu ar avea în zona aceea de slujire abilitățile necesare? La ce? Dacă va fi un om prea ocupat și nu va avea timp să vină ori de câte ori este nevoie, să spună eu sunt ocupat. Dar dacă ești ocupat, de ce n-ai spus când frații te-au ales? Fraților, eu nu pot că sunt ocupat. Atunci când acceptăm o slujire, nu putem să o facem nici de acasă, nici de la serviciu. Trebuie să o facem de aici. Motiv pentru care trebuie să ne jertfim, renunțăm la timpul personal, un pic la timpul de familie, un pic la timpul de serviciu, că trebuie să renunțăm la ceva. Gândiți-vă la aceste lucruri, frați și surori. Biserica aceasta este mare. Proprietatea ei s-a dublat. Vorbind de lucrurile spirituale, este la fel. Vă întreb, câte biserici au primit luna trecută 65 de persoane? De ce au venit oamenii aceștia aici? Pentru că suntem la strada principală? Puteți fi obiectiv să vă gândiți la fenomenul ăsta? Uitați ce spune Domnul Iisus. Nu ține de mine, ci este pentru cei care Tatăl i-a ales să facă lucrarea aceasta. Noi toți ne uităm la oamenii care sunt aproape de noi și vrem să ne folosim oportunitatea de a vota pentru a ne realiza un interes personal. Permiteți-mi să vă spun în această seară că aveți fiecare dintre dumneavoastră dreptul să faceți ce doriți, dar ar fi bine să nu faceți ce doriți, ar fi bine să faceți ce trebuie. Între ce dorești și ce trebuie, uneori nu-i diferență, dar uneori este. Să slujești pe Dumnezeu și frații este o onoare, onoarea aceasta costă. Atunci când vrem să slujim, există tot felul de dificultăți, există tot felul de presiuni. De acolo nu se văd, dar ele există. Uneori sunt sfâșietor de dureroase. Există tendința vremii de a disprețui autoritatea. Dacă mergeți în Japonia, de pildă, sau în general
în Asia, veți constata că există o cultură a respectului față de autoritate. Ne salutăm noi vreunul așa? Nu. Ba din potrivă, noi ne trimitem la plimbare. De ce? Pentru că nu este respectată autoritatea. Nu sunt respectați părinții. Copiii vor să devină liberi de la 12, 13, 14 ani. Le trebuie telefon, mașină și bani. Nu sunt respectați profesorii. Nu sunt respectați. Nu e respectată în general structura de autoritate. Și nu e respectată nici structura de autoritate din biserică. Este o tendință. Oamenii pocăiți evită tendința aceasta. Apoi, există o criză de integritate a reprezentanților autorității, a liderilor. Uneori liderii pierd din vedere manifestarea slujirii lor și nu mai veghează, nu mai veghează cu privire la prezență, cu privire la punctualitate, cu privire la integritate, la sacrificiu, la exemplu personal. Și pur și simplu îi ajută pe oamenii care oricum nu respectă autoritatea să nu îi mai respecte, că acum au un motiv. Oamenii care slujesc trebuie să fie vrednici să, spune cei bătrâni să fie vrednici de cinste. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că atunci când slujim, atunci când suntem în poziția să primim cinstea, nu-i suficient să fim în poziția aia, ci trebuie să merităm poziția aceea. Vrednici să primim cinstea. Trebuie să ne luptăm pentru această vrednicie. Pavel spunea, îmi onorez slujirea. Ce înseamnă să-ți onorezi slujirea? Să nu-ți permiți să ajungi la un nivel de mediocritate în care în mod natural oamenii care te cunosc își pierd respectul pentru chemarea ta, pentru serviciul pe care tu îl faci. Ca să fii în fața adunării, să servești pe Dumnezeu și pe frați, trebuie neapărat să fii un anumit tip de om care faci sacrificii pentru lucrul ăsta, care îi servești pe oameni pentru poziția în care ai fost pus, indiferent cum se numește. Apoi, există metode greșite de conducere. Avem impresia că dacă folosim o metodă de conducere pe care a folosit-o cineva care a avut succes acum 20 de ani, vom avea și noi succes. Dar, dumneavoastră, e ușor de observat că nici noi nu ne mai comportăm cu copiii cum ne-am comportat acum 20 de ani. Dacă m-aș comporta eu cu nepoții cum m-am comportat cu copiii, probabil că n-ar mai veni niciunul pe la mine. Acum 20 de ani era obiceiul să-i pedepsești pe copii. Eu am fost unul dintre părinții care mi-am pedepsit copiii. Toți oamenii din generația mea au făcut așa, la modul general. Și pedepsele au fost de toate felurile, după caz. Astăzi, psihologia a influențat pe copiii noștri care acum au copii. Și ei se raportează la copiilor nu ca părinți, ci ca prieteni. Sunt mai mult prietenii copiilor lor decât părinții copiilor lor. Și când sunt mici, nu-i rău. Când se fac mari, s-ar putea să aibă probleme. Dar nu despre asta vreau să vorbesc acum. Vreau să spun doar că metodele de slujire sunt din ce în ce mai nebiblice. Cum a condus Iisus? A tunat și a fulgerat? S-a lingușit pe lângă cineva să-i câștige prietenia? Nu, nici una, nici alta. El a servit în mod natural din dragoste și oamenii îl căutau cu miile. Învățăturile lui nu erau niște tradiții seci, goale. În cuvintele lui exista viață, învățătură. Atunci când vorbim despre dificultățile conducătorilor, de multe ori există tendința de autopromovare. Asta este o expresie a mândriei. Când un om crede că este foarte bun, el va vrea să-i fie recunoscută competența și să fie înălțat în dregătorii, dacă îmi permiteți o expresie biblică. De ce? Pentru că el crede despre el că este cel mai potrivit. Însă, dacă ne-am pune mintea cu asta, toți ne credem mai potriviți decât ceilalți.
Nu vorbesc acum de una sau de alta, predică, cântare, comitet, nu, ci vorbesc la modul general, o servire față de Biserica lui Dumnezeu în numele Domnului. Autopromovarea este o tendință a oamenilor care au o părere foarte înaltă despre ei. Ei așa de buni se văd, încât spun, cred că aș merita să fiu acolo. Autopromovarea este o tendință. Autoprotejarea este o tendință. Asta este expresia fricii. Oamenii se protejează pentru că le e frică. Nu spun lucrurile astea pentru că frații o să se supere pe mine. Avem tendința să uităm ce căutăm aici sau în altă parte, ci avem tendința să ne construim un imperiu printr-o atitudine de bunăvoință față de alții. Lucru care este extrem de nesănătos. N-avem nevoie de popularitatea nimănui. Dacă cineva ne alege pentru că lingușim, atunci ar trebui să nu ne aleagă. Dacă cineva ne alege că vede în noi chemarea lui Dumnezeu, atunci ar trebui să facă lucrul ăsta. Frica n-ar trebui să ne împingă la o atitudine nedemnă pentru un om chemat să-L servească pe Dumnezeu. Apatia este o expresie a comodității. Fraților, nu putem să fim numiți niște îngrijitori de frați în timp ce urmărim comoditatea. Nu poți să fii comod când ai treabă. Trebuie să fii harnic. Când ești harnic, te neglijezi pe tine. Ești obosit, dar continui să lucrezi. De ce? Pentru că ai acceptat să faci lucrul ăsta. Cine vrea să fie comod, nu poate să devină un servitor. Dacă ați merge la... Când noi mergem la restaurant și întârzie prea mult să ia comanda, ce vrem să mâncăm sau să ne aducă ceva, nu e așa că parcă am vrea să-i spunem ceva? Hei, omule, mi-e foame, fă ceva! Dacă ne-ar ține acolo 2-3 ore, nu ne mai ducem în restaurantul ăla deloc. De ce? Nu ne-a plăcut cum s-a purtat, nu ne-a servit. Prea mult a întârziat. Să stai o oră să faci o mâncare? Atunci când vorbim despre conducere, este bine să vorbim despre modelul ideal de conducere. Putem să vorbim de o grămadă de lideri care au marcat istoria evanghelică. Însă fiecare dintre ei au avut calități și defecte. Nu există un om perfect. Însă Domnul Iisus Hristos a fost singura persoană perfectă. Dacă ne uităm la El, El a fost perfect ca om, a fost perfect ca abilități, a fost perfect ca și caracter, a fost perfect din toate punctele de vedere. A excelat la toate. Cine excelează la toate? Singurul model de conducere care s-a adaptat cu succes la toate culturile și civilizațiile istoriei umane este modelul pe care îl găsim în persoana Domnului Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Suntem din ce în ce mai puțin tentați să ne uităm la El, pentru că pare demodat. Permiteți-mi să fac o paranteză și să vă spun ceva. Ca să vă dați seama cât de mare este riscul ideologiei, să nu spun teologiei noastre, că asta nu e teologie, asta este ideologie. A apărut ideologia potrivit căreia nu mai facem evangelizare decât numai dacă avem succes. Eu mă uit la dumneavoastră și vă întreb, unde ați citit lucrul ăsta? În Coran? Coranul nu se predică într-o biserică creștină. Frații mei, eu nu sunt responsabil dacă oamenii la care predic se pocăiesc. Sunteți de acord cu mine? Stă în puterea mea să pocăiesc eu pe cineva? Vă aduceți aminte ce spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 3? Unu seamănă, altul udă. Cine face să crească? Apollo? Petru? Nu, Dumnezeu. Frații mei, nu trebuie să imputăm evanghelistului că nu se pocăiește nimeni. De ce Dumnezeu nu i-a imputat lui Noe că nu s-a pocăit nimeni, nu s-a predat nimeni? Înseamnă că Noe a fost un falimentar. De ce în timpul profeților din Vechiul Testament nu se oprea nimeni de la păcat? Dimpotrivă, încercau să-i elimine pe profeți. Uitați-vă la Ieremia, ce a pățit în robia babiloniană din cauza faptului că a adus mesajul lui Dumnezeu. L-a crezut cineva? Nu! Căutau proroci ca să servească intereselor lor, nu interesului lui Dumnezeu.
Am auzit spunându-se că nu trebuie să mai facem evangelizare decât numai dacă se pocăiește cineva. Ascultați-mă, fraților, asta nu este evanghelie. Să nu mai spunem ce nu se potrivește cu învățătura Bibliei, cel puțin în adunare. Noi trebuie să predicăm evanghelia pentru că ne-a poruncit Dumnezeu. Că se pocăiește cineva sau nu se pocăiește cineva, noi predicăm ori pentru mântuire, ori pentru mărturie. Dar noi trebuie să predicăm evanghelia, pentru că nu stă în competența noastră să pocăim pe cineva. Duhul Sfânt poate să lucreze în inima oamenilor, noi nu. Noi suntem niște oameni care vorbim în numele Domnului. Unii ne ascultă, alții nu. Dintre cei care ne ascultă, unii se pocăiesc, alții nu. Noi facem ce ține de noi. Pavel spune, unul seamănă, altul udă, dar Dumnezeu folosește semănatul și udatul ca să facă să crească. Trebuie să gândim biblic. Dacă nici acolo nu suntem, să știți că suntem pe un drum greșit, fraților. Permiteți-mi să vă dau un alt exemplu. Noi nu trebuie să aducem donații la biserică că avem proiecte. Ascultați-mă, fraților, dacă nu am dreptate, veniți cu Biblia la sfârșit la mine și arătați-mi că nu am dreptate. Noi nu predicăm Evanghelia dacă se pocăiește sau nu se pocăiește cineva. Noi nu aducem bani la biserică pentru că avem proiecte. Nicăieri în Scriptură nu scrie asta. E adevărat când s-a făcut cortul. E adevărat când s-a făcut sinagoga. E adevărat când s-a făcut templu. E adevărat când au fost anumite proiecte ale lui Dumnezeu. Oamenii s-au strâns și au făcut față. Dar aduceți-vă aminte când se vorbește de partea Domnului. Maleahi spune așa: aduceți partea Domnului care e la voi, ca să fie hrană în casa Domnului. Nu că avem proiecte. E obligația mea să-i aduc lui Dumnezeu ce e al lui. Asta este obligația mea. Dumnezeu mi-a dat 10 dolari, unul e al lui, asta e obligația mea. Că eu nu vreau să ascult de Dumnezeu, este dreptul meu, dar și responsabilitatea mea. Asta este evanghelia, fraților. Trebuie să predicăm evanghelia indiferent că cineva ascultă sau că cineva nu ascultă. Noi nu putem să-i obligăm pe oameni, putem să-i informăm. În urma informării vine credința. Noi trebuie să ascultăm de stăpânul nostru. Atunci vom avea o conducere biblică și Dumnezeu ne va binecuvânta și ne va răsplăti. Secretul succesului în conducere este slujirea. Mulți dintre noi ne imaginăm că în biserică există o conducere de gen șeful care spune ce să se întâmple. Biserica nu este o instituție în care există un șef. Aduceți-vă aminte cum am încheiat textul din care am citit. Cine este cel mai mare trebuie să slujească. Dacă ești un om ce nu poți, n-ai răbdarea necesară, n-ai dragostea necesară, n-ai umilința necesară, mai așteaptă, mai roagă-te, până când Dumnezeu îți va dezvolta aceste abilități și atunci vei putea face folos, rod în slujire. Trebuie flexibilitate, trebuie răbdare, trebuie bunătate, trebuie înțelegere, trebuie milă, trebuie respect. Nimeni nu le are la modul absolut, dar nu poți să-ți propui să te faci disponibil pentru slujire când nu ai lucrurile astea. Nu eu, Hristos spune, oricine vrea să fie cel dintâi, trebuie să fie rob. Iată că cel dintâi e robul, nu ultimul e robul. Așa spune Evanghelia. Domnul Iisus se dă pe sine exemplu și el spune, fiul omului n-a venit să îi se slujească. Secretul conducerii este slujirea. Cine nu slujește nu poate să conducă. Secretul slujirii este influența. Cine nu influențează nu poate să slujească. Știți ce fac eu acum? Încerc să vă influențez. Asta fac prin învățătură. Vă influențez. Noi prin sfătuire ne influențăm copiii. Spunem, bă băiatule, trebuie să faci așa. Dar de ce? Pentru că. Conducere înseamnă slujire, slujire înseamnă influență. De-aia ne-am întâlnit aici. Cineva se ridică în numele Domnului și ne învață, dar prin învățătură ne influențează. Pentru că stând pe bancă spui, Doamne iartă-mă, o să fiu mai atent de acum încolo cu una sau cu alta. Fiecare știe taina inimii lui. Dacă n-am fi influențați, ce rost ar avea să ascultăm pe cineva?
Secretul influenței este competența. Nu vrei să te lași influențat de cineva care nu știe nici măcar unde vrea să meargă. Ai nevoie să ai încredere în persoana pe care o lași să te influențeze. Dacă vorbești cu cineva și nu te ascultă, ascultă-mă. Ține minte măcar lucrul ăsta dacă poți. Să știi că omul ăla nu te respectă. Să nu-i mai dai niciun sfat, că nu-l bagă în seamă. Când un om vorbești cu el și îl vezi că se uită încolo, asta înseamnă că de-abia așteaptă să termini. Nu te suferă. Nu vede în dumneata o autoritate. Poate să-ți fie soț, soție, copil, membru în formație, membru în biserică, membru la școala duminicală. Când un om te respectă, spune: tu ce părere ai? Și te privește în ochi. Tu ce părere ai? Dar de ce mă întreb de părerea mea? Mă interesează părerea ta. Atunci deschide-ți gura și vorbește. Pentru că ce spui se lipește de inima lui. Dumneata ești același om și față de la care te respectă și față de la care te disprețuiește. Dumneata ești tot omul ăla, numai că unul și-a propus să te disprețuiască. De ce? Probabil că știe el. Altul de ce te respectă? Probabil că știe el. Fraților, nimeni nu primește slujirea unui om pe care nu-l respectă. Tocmai de aceea, într-o comunitate, dacă cineva își pierde reputația, nu mai poate să slujească în comunitatea aceea. Poate să meargă în altă comunitate și acolo să slujească, dar în comunitatea aceea oamenii nu-l mai bagă în seamă pentru că știu lucru greșit pe care l-au făcut și îl văd prin prisma la falimentul al lui. Și când se ridică, orice face, spune: pe ăsta nu-l ascult pentru că nu se califică. Deși omul ăla s-ar putea să facă o slujire deosebită la nivelul competenței, dar pentru mintea omului care ascultă, el nu se mai califică. Nu vă pierdeți calificarea aceasta. Iar dacă ați pierdut-o, slujiți mai puțin, că oricum timpul ăla ai pierdut. Secretul influenței este încrederea. Cineva care nu are încredere în noi nu ne va urma. Și cineva care nu are încredere în noi probabil că nu va avea niciodată. El a auzit lucruri sau crede despre noi lucruri care pe noi ne descalifică în ochii lui, în mintea lui. Noi nu ne calificăm din punctul lui de vedere. Și orice ai face, el spune: ăsta nu-i bun sau asta nu-i bună. Nu există încredere. Ți-ai pierdut încrederea. În familie, după pierderea încrederii, urmează... Familia nu e decât o relație de prietenie. E o relație de prietenie, atât. Prietenia aceasta e bazată pe încredere. Dacă o dată, de două, de trei, ai făcut lucruri care l-au determinat pe tovarășul de viață să-și piardă încrederea în tine și crede că ori de câte ori îți deschizi gura, minți sau nu spui adevărul, nu mai poți face nimic. S-a terminat. Orice ai spune, omul care te ascultă nu crede. Te suspectează, te verifică, îți verifică telefonul, îți verifică pe unde ai fost, pentru că nu mai are încredere. Ei, la fel este în biserică. Când v-ați pierdut încrederea în omul care conduce, omul ăla nu mai are nicio șansă să vă servească. Iar dacă vă servește, dumneavoastră n-auziți nimic. Asta se numește surzenie psihică. Îl suferi că n-ai încotro, nu-l poți opri. Și îl rabzi până termină. Dar dumneata ai venit degeaba în ziua aia la biserică. Că te-ai ispitit, uneori din cauza lui, alteori din cauza dumitale. Conducerea este un lucru important într-o biserică, după cum părinții sunt un lucru important într-o familie, după cum guvernul este un grup de oameni importanți într-o țară, după cum profesorii sunt un grup de oameni importanți într-o școală, după cum bucătarul e un om important într-un restaurant.
Atunci când vorbim de slujire, de conducere, vorbim despre un gen de slujire numită organizațională sau slujirea, conducerea gen delegare, gen așezare. Spre exemplu, pastorul se ridică în biserică sau acasă sau la serviciu alți oameni care reprezintă autoritatea și spune: de astăzi înainte omul acesta va fi în biserică pe poziția asta. E o autoritate pe care a delegat-o pastorul la persoana respectivă. Dar dacă persoana respectivă nu se bucură de încrederea comunității, de respectul comunității și dimpotrivă, pe zi ce trece, el slujește într-un mod în care adâncește neîncrederea fraților, alimentează pierderea de respect a fraților, el coboară din ce în ce mai mult în ochii lor și nimeni nu-l va respecta, deși pastorul i-a făcut o prezentare foarte proeminentă. L-a prezentat cât a putut de bine, dar nu l-a ajutat caracterul, personalitatea lui. Slujirea lui a fost mult mai jos decât delegarea autorității pe care a primit-o. Nu-i suficient să fie cineva numit undeva dacă el ca persoană și el ca slujitor nu se califică. Slujirea personală nu poate fi acoperită de slujirea organizațională sau delegată. Dimpotrivă, omul ăsta care e împins într-o poziție pe care nu poate acoperi, dimpotrivă va fi împins într-o zonă unde se face de rușine, oamenii îl disprețuiesc, iar el ajunge mult mai jos decât a fost înainte să fie propus. Imaginați-vă că cineva m-ar propune pe mine să dirijez corul. Poate că din dorința de a fi dirijor de cor, aș accepta. Dar ce o să cânte oamenii ăștia cu mine? Pentru că nu știu. Dorința mea nu rezolvă problema. Conducerea personală trebuie să fie cel puțin la nivelul conducerii delegate. Dacă ți s-a dat o autoritate, nu permite autoritatea, nu te duce pe poziția aceea decât dacă știi că poți să faci un lucru măcar mulțumitor, dacă nu e extraordinar. Dacă nu, nu te duce, pentru că e caragios. Oamenii te vor disprețui, toată lumea în jurul dumitale va zâmbi. Dacă nu ai chemarea lui Dumnezeu, nu te duce. Indiferent de ce slujire este vorba, fă doar ceea ce ai fost chemat să faci. Fă doar ceea ce te ajută Duhul Sfânt să faci bine. Nu iubi poziția, pentru că în biserică este un drum înfundat, drumul acesta. Atunci când vorbim de roluri în slujire sau în conducere, vorbim despre faptul că un lider trebuie să dezvolte, un conducător trebuie să dezvolte, el trebuie să construiască. Spuneți-mi, nu faceți la fel în familie? Un tată, el tot timpul construiește, aduce bani, familia îi cheltuie. El tot timpul construiește. Dacă ceva se strică, el repară. El este persoana care stă în picioarele tuturor. El nu e niciodată obosit. Sau mama, de asemenea, se trezește prima, se culcă ultima. Ori când te duci la ea, e ori la chiuvetă, ori la ragaz. De parcă în casa aia nu mai e și altceva, scaun, pat, orice altceva. Tot acolo o găsești. Dar nu dor picioarele. Nu, de ce? Că nu ador. Oamenii care acceptă să slujească trebuie să construiască, trebuie să ridice, trebuie să fie pozitivi, trebuie să descopere darurile pe care trebuie să le promoveze. Nu avem dreptul
Destul alții spun despre copiii noștri că nu-s bun de nimic. Dacă și mama și tata îi spune că nu e bun de nimic, vă întreb eu, ce o să ajungă copilul acela? Cine o să încurajeze copiii noștri dacă nu îi încurajăm noi? Cine? Alții s-ar putea să spună că biserica aia nu-i bună de nimic. Dar iertați-mă, și eu o să spun asta. Dar alții nu știu ce spun. Dar noi trăim aici unul cu altul. Frații mei, așa cum suntem de pozitivi acasă și cum facem eforturi extraordinare, uneori un copil sau altcineva din familie s-ar putea să greșească. Câți dintre dumneavoastră ați venit să bârfiți cu mine pe membru familiei dumneavoastră care a avut un eșec? Câți? Știți ce ați încercat să faceți? Să-l acoperiți. Asta ați încercat să faceți, nu cumva să se știe. Să nu mă fac de rușine. Am și eu nevoie de sentimentul de apreciere al comunității. Câți dintre noi mergem să ne bârfim soția sau copilul? Deși uneori poate am avea să mai spunem câte ceva. Nu facem asta. Știți de ce? Pentru că e familie. Dar ce facem? Construim. Prezentăm lucrurile bune. De ce suntem tentați să facem câteodată cu biserica altceva? Să vă spun adevărul e prea dureros, dar mă gândesc că ar fi bine să vi-l spun. N-avem nicio legătură sufletească cu biserica aia. Sună rău? Nu suntem conectați emoțional cu biserica aia deloc. Deloc! Dacă ar exista o legătură sufletească, o conectare a inimii, nu ne-am putea permite să divulgăm slăbiciunile cum facem acasă. Oamenii lui Dumnezeu, de la oricine ne așteptăm să fie un membru al familiei Bisericii Betania, dar mai ales de la oameni care au fost proeminenți, atât de proeminenți încât adunarea a spus, sau comitetul, sau pastorul, în funcție de... Eu nu pot să numesc comitetul, n-am dreptul acesta. Biserica are dreptul acesta. Eu am dreptul să numesc lideri împreună cu votul comitetului. Ei, dar fiecare dintre noi, atunci când primim o delegare, o slujire, o împuternicire, trebuie să tragem cu casa aceasta. Trebuie să accentuăm valorile, calitățile ei, trebuie să o facem să înflorească, că dacă n-am florit, este și din cauza noastră. Asta înseamnă să slujim. Nu e așa că dai valoare familiei dumitale? Da. Nu e așa că trebuie să dăm valoare bisericii Domnului? Da. Nu înseamnă că trebuie să nu vedem răul, nu vedem defectele, nu vedem slăbiciunile. Ba da, le vedem. Le vedem și încercăm să le reparăm. După cum le vedem și în familie. Aș vrea să mă apropii de încheiere, spunându-vă faptul că atunci când vorbim de slujirea organizațională, ea este pe termen scurt, implică titluri, poziții, acorduri, este recompensată într-un fel, neapărat trebuie recompensată, dacă nu e zisă mare supărare, și se bazează pe lucruri omenești, nu spirituale. Însă atunci când vorbim despre slujirea personală, lucrurile se schimbă. Aici sunt relații pe termen lung. Toate lucrurile se bazează pe onoare, pe demnitate. Scopul este creșterea, ridicarea. Cine dorește mai mult să-ți ridice copilul dumitale? În afară de dumneata și de soț sau de soție. Cine? Nimeni. S-ar putea să mai ai rude, prieteni, poate oameni din biserică, care te ajută un pic, dar depășește cineva intensitatea dorului și interesului dumitale ca tată și mamă? Nu. Pe dumneata nu te întrece nimeni. Uitați-vă la femeia asta, are doi băieți și spune, Doamne, ai două locuri libere, la stânga și la dreapta, nimeni nu le ocupă. 110 miliarde de oameni afară, copiii mei stau amândoi acolo. Doamne, măcar n-a spus unul, să mai stea și altul, că mai sunt mame în lumea asta, în afară de dumneai ei. Dar femeia știu ce vrea. Băiatul meu acolo stă și celălalt băiat dincolo. De ce în familie există atâta interes să ridicăm, să creștem, să promovăm
Să nu mai fie nicio familie ca a noastră, niciun copil ca și copilul nostru. Copilul meu trebuie să ajungă mare. Toți vrem asta cu copiii noștri. V-ați gândit că această atitudine de mamă, de părinte, de mentor, de constructor trebuie să fie aici, în adunarea lui Dumnezeu? Știți de ce a venit Iisus pe pământ? Să facă din noi niște oameni descalificați, niște oameni mântuiți. L-a costat lucrul ăsta? Da, l-a costat viața. Suntem astăzi mântuiți? Suntem. Slăvit să fie numele Lui. Cum? Prin ceea ce a făcut El. Dacă era după diavolul, cum eram, fraților? Ne-ar fi așteptat focul. Dar Domnul Iisus a venit și ne-a ridicat. Pe cenușa și pe gunoaiele din viața noastră, El a construit. El a construit. Atunci când îl imităm pe El, construim, ridicăm. Pavel a trăit puțin, dar a umplut lumea de creștini, de ucenici pe care i-a mentorat, pe care i-a învățat. Noi ne uităm la Tit, Timotei, Aquila, Priscila, Apollo, toți ceilalți și ni se pare că au fost perfecți. Ascultați-mă, fraților, n-au fost perfecți, au fost oameni care s-au sfințit, care au fost plini de Duhul Sfânt, care au slujit bine, dar n-au fost perfecți. Pavel însă a făcut tot ce a depins de el. Vă aduceți aminte câți au fost cu el în pușcărie? 2. Avea haină groasă? Nu. Na, respect pentru Pavel. Domnule, cum vă permiteți, bătrânul Pavel, dintre toți ucenicii ăștia pe care i-a crescut el? Bă, oameni buni, nu-i duceți unul o haină? Nu pot să cred! Păi ce pretenție să mai am eu? Să-și aducă cineva aminte de mine când eu am slujit atâta, cât e negru sub unghie. Dacă marele Pavel a murit fără haină, fără o haină groasă, în pușcăria din Roma, dacă se gândea la lucrurile astea, mai construia? Nu. Dar la ce s-a gândit? El s-a gândit la ce era treaba lui. N-a făcut nimic pentru recompensă, n-a făcut nimic să cineva să reacționeze în vreun fel la slujirea lui, în mod neobosit și-a făcut partea, și-a făcut partea, și-a făcut partea. Și nici măcar atunci când a fost și a trăit ultimile clipe, scrie o scrisoare ca un părinte care a crescut niște copii răi și care nu vor să mai știe de el. Te rog frumos, nu la un copil îi spune asta, ci îi spune la un prieten. Trimite să-mi aducă haina și cartea cu coperțile de piele, probabil o carte din Vechiul Testament. Un om care a fost mare în guvern și a dedicat viața servindu-i pe frați. Să nu vă mirați dacă slujirea dumneavoastră este răsplătită așa. Să nu vă mirați, dar nici să nu vă supărați. Pentru că cel care v-a trimis să slujiți nu sunt frații. Pe dumneavoastră o să vă răsplătească cine v-a chemat să serviți. Cine v-a chemat să vă faceți slujba? Dumnezeu. Așteptați de la Dumnezeu să vă răsplătească. Am mai auzit oameni care spun că nu știu ce să fac îngerii până la Dumnezeu. Ascultă-mă, dacă asta ți este teologia, stai pe bancă. Stai pe bancă. Dumnezeu ne-a chemat și de la Dumnezeu trebuie să așteptăm mângâiere și har. El uneori lucrează prin îngeri, de cele mai multe ori prin oameni, lucrează prin Duhul Sfânt, lucrează cum știe El. Dar nu trebuie să imputăm bisericii, fraților, cuiva, ca să ne recompenseze și ca să ne mulțumească. E frumos să se întâmple lucrul ăsta, dar mulți oameni nu știu să facă asta. Însă noi nu trebuie să slujim cu gândul ăsta și cu intenția asta. Noi trebuie să-L servim pe Dumnezeu, pentru că asta este treaba noastră. Dacă frații cred că e timpul să ne mulțumească o dată pe an, o dată la 50 de ani, aia este, nu-i problema noastră. Nu slujim pentru mulțumesc, nu slujim pentru nimic altceva decât pentru că Dumnezeu ne-a chemat să mulțumim. Sunt aici mulți oameni în vârstă. Tot ce ați făcut pentru Dumnezeu, v-a mulțumit cineva suficient pentru ce ați făcut? Cel mai probabil că nu. De ce continua să faceți aceleași lucruri? Pentru că ceea ce ați făcut credeți că trebuie făcut în cinstea lui Dumnezeu. Frații mei, slujirea noastră nu trebuie coborâtă la nivelul oamenilor, în sensul ca să le imputăm lor, pentru că nu ne-au oferit ceea ce am fi meritat. Pavel nu a sfârșit în felul ăsta, scrierile lui sunt pozitive. El nici nu pomenește de lucrurile astea, asta este numai ce interpretez eu din text. El spune, mi-am sfârșit alergarea,
Mă așteaptă cununa. Uitați cine i-a adus cununa, nu Luca, nu Marcu, ci i-a adus-o Domnul. Frații mei, nu vă descurajați că cineva nu face ce vă așteptați. Nu slujiți cu mintea asta, că o să vă dați demisia repede. Slujiți în numele Domnului, cu speranța că atunci când se va întoarce, mâinile lui vor fi pline de medalii, de daruri, de certificate de apreciere, nu știu, de binecuvântări și de răsplată. Aceasta este încrederea noastră. Dar nici pentru, măcar pentru lucrurile alea, nu facem ceea ce facem, ci facem pentru mâinile lui străpunse de cuie. Pentru faptul că s-a plecat până la nivelul nostru ca să ne cheme și să ne numească copiii lui, oameni din împărăția sa. Frații mei, surorile mele, probabil că unele lucruri s-au potrivit cu unii, altele s-au potrivit cu alții, probabil că unele nu s-au potrivit cu nimeni, însă indiferent de potrivire sau de nepotrivire, a venit vremea să ne rugăm. Haideți să stăm înaintea Domnului și Duhul să ne inspire rugăciunea. Amin.